se muncește la acest proiect în continuare. Noi nu vrem să venim doar cu o singură modificare. E nevoie de modificat integral legea, această lege care practic n-a funcționat până acum. Ce anume? Ce puncte? Toată legea, nu știu, poate că cunoașteți că la Colegiul Ministerul Culturii a fost pus în aplicație regulamentul privind funcționarea întreprinderii de stat, registru cinematografic, deci absolut necesar pentru a funcționa această lege. Dar este un șir, sunt o șir de modificări care va trebui să venim în cel mai apropiat timp. La capitolul subtitre, exact. La capitolul subtitre va fi inclusă această modificare de subtitrare, neapărat. Și cam când va fi gata proiectul? Eu sper că în cel mai apropiat timp vom avea și expertiză la OSCE, până la sfârșitul săptămânii. Oricum am vrea să venim, se lucrează, grupul de experți lucrează, știți că lucrează mult. E nevoie ca să venim cu o lege complexă, ca să punem cumva pe roate acest domeniu care este devastat cu totul, vă dați seama, el nu funcționează deloc. Ca să nu mai intervenim după asta iarăși cu modificări, cel puțin un an, doi.